România cere în Parlamentul European despăgubiri de la Austria pentru votul dat împotriva aderării la Schengen, între 10 și 25 de miliarde de lei. Rezoluția aceasta ar urma să fie votată în plenul Parlamentului European în sesiunea din iunie. Este în legătură directă cu noi europarlamentarul Vlad Gheorghe, cel care a inițiat acest demers. Bună ziua, domnule Gheorghe! După ce va fi adoptată această rezoluție, Austria va plăti acești bani și cât? Această rezoluție va fi obligatorie pentru instituțiile europene, nu va fi direct obligatorie pentru Austria, dar asta înseamnă că Comisia Europeană este obligată să facă evaluarea totală a pierderilor. Atenție, eu am pornit de la acest 25 de miliarde, dar textul rezoluției spune ca Comisia să evalueze pierderile până când intrăm efectiv în Schengen și pe acelea le putem cere. Iar Comisia are obligația de la momentul să în care, pornească aceste de la data demersuri. În care noi am îndeplinit criteriile tehnice. Asta începând înseamnă? Începând cu anul 2011. Bun. Cât este cuantumul acestor pierderi? În acest moment ele sunt estimate între 10 și 25 de miliarde de euro după evaluări independente. Dar eu cred că ar trebui să discutăm de mai multe zeci de milioane de miliarde de euro, mă scuzați, și cred că Comisia trebuie să vină foarte repede cu această evaluare și mai ales să pună în mișcare acțiunea împotriva Austriei. Vorbim doar despre Austria sau și despre Olanda? Pentru că chiar dacă a spus că nu are nimic împotriva României, votul a fost dat la pachet și un vot negativ a fost dat și pentru România și pentru Bulgaria. Vorbim despre toate țările care se opun, atenție, fără motiv, pentru că asta este un demers juridic și dacă Olanda s-a opus, așa cum spuneți, este pasibilă să răspundă în solidar, adică împreună cu Austria, pentru pagubele pe care ni le provoacă. Mulțumim foarte mult pentru intervenția la Decisiv. A fost europarlamentarul Vlad Gheorghe. Mergem mai departe acum. Imaginile moment